Bună ziua, comandos și bine ați venit la Pape Kitchen. Vedeți aici produsele care le voi folosi într-un gratan de legume 100% vegetarian. Atenție, vegetariani mănâncă și produse animale, dar nu mănâncă carne, ok? De aceea vedeți și eu acolo, pentru că era necesar ca în compoziția uh, vegetală care o pun în acești dublezi rotunzi um, să, uh, să o lege cumva un pic, ok? Deci, astăzi vreau să profit de acest video Care a fost de vreo 40 de minute Și care l-am tăiat până la vreo 15 minute Aproape 16, ca să fie puțin mai scurt Dar ceea ce vreau să vă spun Eu consider că este important De ce? Pentru că am văzut că pe fiecare, În ultimele cam 15 video Că nu am pus unul după altul V-am dat niște sfaturi Pentru a mânca mai bine și mai sănătos da, 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 sigur își a, a. dar cine ești tu, papi, kitchen, să ne spui nou ce să mâncăm sau cum să mâncăm? Sau de unde știi tu ce mâncăm sau a, dacă ce mâncăm nu e sănătos? A, nu e obiectivul ăsta să știu eu ce mâncați sau ce nu mâncați. Obiectivul meu este să ascultați aceste lucruri, pentru că unii dintre voi l-ați luat în comentarii, unii poate n-ați făcut atenție și acum fac un mic recapitulativ pentru că eu consider că este foarte important și ceea ce vedeți aici la Papi Kitchen sunt lucruri selecționate tot timpul, vorbesc de toate videorile, deci lucruri selecționate care eu consider că sunt necesare pentru sănătate. Sunt, vorbesc din experiență, vorbesc din faptul că citesc, -vă, că învăț, că urmăresc profesori de știință, profesori doctori universitari, Citesc cărți referitoare la alimentație, una dintre care, una dintre ele se numește Sinergia alimentară de Remi Moia, care e foarte, foarte bună. Și măcar să respectați voi cinci dintre aceste sfaturi, ca după aceea să mă alătur vouă să le descoperim sau să le, le facem și pe celelalte cinci și împreună să zicem, da, Într-adevăr, sunt sfaturi care, dacă am putea 100% să le ținem, a fi mai sănătoși și nu am trăit cu frica, mamă, ce mă fac dacă mă bolnăvesc. Aici, în Franța, cu cât omul îmbătrânește, cu atât el își mărește participare la Securitatea Socială. De fapt, sunt mutuel să numește sunt suplemente care îți permite să să dai mai mulți bani ca să fii în siguranță că atunci când cazi bolnav te ajută ei cu mai mulți bani. Eu fac invers, să reduc participarea pentru că de vreo 15 ani am, încă, am început să mâncăm mai sănătos și uh, n-are rost să bag bani dacă eu mănânc sănătos. Nu, nu e logic. Deci ori aleg una, ori aleg pe cealaltă. Hai să trecem la aceste 10 sfaturi sau 11, așa, pentru că e unul bonus care le acopere pe toate celelalte și care ar putea fi cel mai important. Deci, 1. Evitați alimentele industriale și cele transformate. Sigur, nu putem scăpa de acest lucru, dar măcar, pe, cât, pe fiecare zi, dacă faceți cât un efort de ăsta, reușiți puțin câte puțin să vă debarasați de aceste practici care nu sunt sănătoase. Nici eu n-am ajuns la sfârșit, dar într-adevăr am luat, am luat, cum să zic, fac atenție și pe măsură ce, ce, când facem cumpărături, ne uităm cu atenție ceea ce cumpărăm. De ce? Pentru că aceste alimente transformate sunt responsabile de așa zisele fiți atenți, așa zisele boli ale civilizației. Ce sunt astea? Pe, foarte simplu, ce vedem pe tot drumul. Obezitate, cancer, diabet, hipertensiune, boli cardiovasculare. Și a fiți atenți! Tulburări ale atenției și ale bunei dispoziții. Deci, tulburări ale atenției și ale bunei dispoziții. Aceste alimente conțin toate cantități mai mari sau mai mici de zahăr grăsim hidrogenate, acizi grași transformați, diferite făinuri rafinate, să nu mai vorbesc de conservanți, coloranți, nitrați și alți aditivi de tot felul. Vă asigur că aceste alimente nu sunt un bun combustibil pentru organismul vostru. Atenție, nu am zis nu sunt bune, am zis nu sunt un bun combustibil pentru că în viață trebuie să mâncăm sănătos și ca să mâncăm sănătos trebuie să asociem bine alimentele pe care industrialii care produc asemenea alimente încearcă să ne vândă marfă falsă ca să ne păcălească și să fim dependenți de ei. 2. Evitați produsele în conserve. Atenție! Între o conservă din metal și una din borcan, luați o paie din borcan. Între una din borcan și un, o conservă sau un produs natural, luați-l pe la natural, din piață, de pe unde vreți. Și chiar suntem în perioada unde băgăm zarzavaturi de tot felul la borcane, cu conservați naturali, cu lucruri uh, luate din grădină și care îți permite să le ții maxim 2 ani. Ce să mai trebuie uh, mai mult de 2 ani? Nimic? Aceste produse din conserve sunt dăunătoare pentru că conservat de metal. Ați văzut că câteodată s-a întâmplat, eu pe timpul Luceașcă, acum 40 de ani, sigur, de multe ori cumpăram conserve, desfăceam și erau ruginite. Sunt specialiști care zic, a, dar rugina e bună că conține fier și avem nevoie de fier, da, dar fierul luați din, luați din legume și fructe. Nu fier de stat brut. <laughs> Mai beau câte unii șampanie cu aur. Am băut și într-adevăr. <laughs> Și zice, ah, că e bun pentru sărătatea aurului. Vezi voi un chil de aur să vedem dacă mai e bun. <laughs> Na, deci nu în, nu în, în, în metal, vă rog frumos. 3. Cumpărați numai produse proaspete. Bun, asta e ceva clasic. A? Produsele să fie crude, naturale, pe care trebuie să le gătiți numai voi. Aceste produse care nu sunt procesate, conțin toți nutrienții, vitaminele, proteinele, mineralele, fibre și, bineînțeles că sunt esențiale pentru o sănătate mai bună. Deci, preferați fructele și legumele de sezon. Evitați-le pe cele conservate de acum 5 ani și care, cum să zic, care vă îmbie cu, cu gust și cu nu știu ce. 4. Nu credeți în etichete. Atenție! Vedeți numeroase etichete și din ce în ce mai, mai plus în plus, pardon, care scrie văzut la televizor, produs ale salanului, produs local sau chiar produs natural care vine dintr-o alt, dintr altă țară cu practici mai, ne, mai, mai ferite de ochiul avizat al experților, cum ar fi China, Africa. Aceste etichete, să știți că nu respecte nicio reglementație și sunt puse numai ca să vă inducă în eroare. Mai ales cei ce se uită de dimineață până seara la televizor. Acestea sunt un marketing pur. 5. Favorizați alimentele din agricultura ecologică. Fructele și legumele din agricultura convențională sunt pline de pesticide care sunt foarte dăunătoare sănătății. Vedeți? Totdeauna vorbind de sănătate, de unător, și aproape în toate astea care le spun, fiecare aduce, toate sfaturile care le spun, fiecare contribuie la, cum să zic, la o rea sănătate. Nu imediată. Pe viitor se, se întâmplă toate. Deci, că, să știți că consumul organic nu este un moft, nu e o fiță, ci e asigurare, e pașaportul pentru că, pentru a mânca mai bine și prin îngerarea, dacă e posibilă, a unui număr cât mai mic de pesticide sau chiar deloc. Și, în același timp, mănânci cât mai mulți nutrienți și antioxidanți și particip și la protejarea biodiversității. Studiile au arătat, bineînțeles, că legumele organice sunt mai bogate în vitamine și antioxidanți decât cele cu pesticide. E clar! E clar! Consumați mai puține produse din grâu. Grâu și derivatele sale nu putem să le eliminăm. Dar căutați pe cele mai bune, pe cele care nu sunt rafinate la sânge, cum se zice în expresia românească. Căci grâul a fost modificat OGM. Grâu înainte avea un metru jumate înălțime în Franța, un singur sat de prin sud-estul, sud vestul sud pardon, Franței, se mai cultivă grâu de ăsta și kilul costă vreo 10 euro sau poate și mai mult. Pe lângă 1 sau 2 cât costă cel modificat OGN. Ați văzut acum persoana alergică la gluten? <laughs> Da, ce să zic, mâncați pâine neagră, mâncați produse din, din făină cât mai completă. Pâinea albă e dăunătoare, să știți. Parcă e bună, că e crocantă, dar e făcută special să fie așa, stați le știți. Șase, nu șase am spus, șapte. Atenție la ha, 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 zahărle, zăhărelul, inamicul numărul 1. Deci evitați siropuri care sunt bugate în fructoză, glucoză, îndulcitori artificial, chimici care n-au nicio calorie. Chiar și aspartanul e 0, 0, 0. Primele sunt prezentate în băuturile astea răcuritare care le găsim la tot pasul. Sucuri și fructe, și, cum să zic, din fructe industriale produse din patiserie, de diferite feluri, toate acestea oferă zahăr în exces care sunt transformate în grăsime și care se pune automat pe leponie de amur. <laughs> nu serios, atenție, zahărul e dependență ca și drogul și supraconsumul duce la diabet, supraponderalitate și mai ales risc de accident vascular, infart. Adevăratul și bunul zahăr se găsește în fructele proaspete de sezon, în miere, în sirop de arțar, în ciocolata neagră, în ștevie naturală sau chiar în zahărul din floare de cocos. Bine, dar trebuie să ajungă și pe la noi floarea de cocos sau zahărul ăsta. 8. Citiți etichetele. Dacă vreodată trebuie să cumperi un produs preparat și n-ai încotro, alege-l doar pe cel care conține cele mai puține ingrediente. Rar vezi câte unul, mai rar. Nu, 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 pardon. Rar vezi 3, mai rar două și și mai rar 1. Dar tot ce depășește 3 fugiți de el e pericol curat. Pentru că aceste, cu cât lista e mai lungă, cu atât uh, conține mai mult aditiv, culori, uh, alimente, culori sau uh, cum să zic, conservanți, și etc. etc. Faimoasele 220-235, 245 și tot așa. Sau să evitați uh, uh, produsele unde zice supă de legume, dar are numai 5% legume. <laughs> e tare de tot asta. <laughs> 9. No. Evitați, de fapt, evitați. verificați și înțelegeți originea produselor. Atenție! asta ne, ne păcălesc ăștia cu UE și în afară UE. Deci produsul care vine din afară UE clar nu e bun. Produsul care zice UE și ne-UE e făcut în UE, nu e cumpărat din, în afara UE și făcut în, făcut în UE luați numai produsul care scrie Made în România sau pentru mine Made în Franța, că stau în Franța. 10. Evitați primele prețuri. Băi, fraților, sigur că zicem a, că e ieftin și nu știu ce, nu, dar cel mai ieftin e cel mai prost și cel mai nesănătos. Simplu și la obiect. Sunt în, în șelătorie, ok? Luați unul la, de la mijloc în sus. 10. 10, a, 10 era asta, pardon. Și 11, comanda bonus și cea mai importantă, creșteți bugetul alimentar. Sănătatea o să vă mulțumească S-a demonstrat în zilele noastre că bugetul alimentar nu a fost niciodată atât de scăzut. Oamenii preferă să bage bani în televizoare, în mașini, în smartphone, în haine, în de toate. Dar nu uitați, nu trebuie să strângem cureaua, că de obicei așa facem, strângem cureaua. Și uite, ușor, ușor, am ajuns la sfârșit și vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe data viitoare. Și nu uitați, faceți cici de nele și sunteți campioni. La revedere, ceau, ceau, pe data viitoare.